Hei, te salut și bine ai revenit la un nou video. Pot să spun că din seria Ask Ramon, pentru că mulți dintre voi mi-ați pus următoarea întrebare. Ramon, dă-ne un sfat, pentru că noi IT-știi nu stăm foarte bine cu partea fizică, cu partea sportivă. Ce ar trebui să facem ca să fim mai sănătoși, ca să ne simțim mai bine? Dragii mei, și în acest video vreau să vorbim fix despre asta, vreau să abordăm topicul acesta al nutriției și al alimentației în general, pentru că îl consider unul foarte important. Nu neapărat din punctul de vedere al faptului că, ok, fitness, cum arăt, nu despre asta vreau să vorbesc, ci vreau să vorbesc despre energie, vreau să vorbesc despre performanță și vreau să vorbesc despre performanța în carierele noastre din domeniul IT. Un lucru foarte, foarte important de care niciunul dintre noi nu ar putea să facă performanță sau nu ar putea să facă nimic în viață ar fi lipsa energiei. Dacă nu avem energie, clar nu putem să facem absolut nimic. Și de aceea vreau să vorbesc puțin despre acest subiect al nutriției și tot ce va ține de fitness și sănătate în următoarele câteva videouri, pentru că vreau să pun un mare accent pe acest aspect. Acest aspect este de multe ori neglijat și consider că dacă am putea să îmbunătățim, măcar cu 1%, măcar cu 10% pe lună, să spun așa, partea noastră nutrițională, alimentația, fizicul nostru, energia noastră, o să vezi cât de benefică va fi asta pentru cariera ta și câtă performanță vei putea să generezi. Pentru că lucrul pe care vreau să-l promovez pe acest canal și prin aceste videouri este această idee de performanță, de poți mai mult decât ți se spune și decât vezi în diferite părți. Chiar poți, dacă acum câștigi un anumit salariu, un anumit sumă de bani, mare, mică, nu contează, poți să câștigi mult mai mult. Dacă ar spune ce ar trebui să faci, să-ți dublezi suma de bani în următoarele 12, în următoarele 24 de luni pe care o câștigi acum, ți-aș da puțin de gândit. Și ca să poți să gândești mai mult de atât, ca să poți să implementezi acele lucruri, ai nevoie de energie. Și vreau să-ți dau câteva sfaturi în acest video, așa în mare, pentru că pe parcursul acestor videouri voi face chiar la tablă și îți voi arăta exact cam ce e de făcut ca să poți ai nivele optime de energie. În primul rând, lucru pe care ți l-aș recomanda să-l faci este să faci sport. Poți să faci absolut ce dorești tu, poți să faci sală, poți să faci crossfit, kickboxing, poți să umbli doar, poți să fugi, poți să faci absolut orice. Ideea este să încerci să te miști cel puțin în fiecare zi. Eu în fiecare zi am două obiective, aș putea să spun. Unul este să mănânc cel puțin 3 mese din 4 sănătos și al doilea obiectiv al meu ar fi să acumulez cel puțin între 5.000 și 6.000 de pași pe zi. Poate pare mult, poate pare puțin, munca mea în general este la birou și la calculator, deci 6.000 de pași este un obiectiv ok pentru mine în momentul de față. Printre altele, alte obiective săptămânale pentru mine ar fi să merg de cel puțin 3 ori și dar recomandat ar fi pentru mine de 5 ori să merg la sală pentru energia mea și pentru fizicul meu. Același lucru ți-aș recomanda și ție, nu de 5 ori, ci să încep ușor, ușor de o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână, dacă nu mergi chiar deloc. Încearcă să fie aceeași zi în fiecare săptămână. Dacă îți propui doar marțea să faci sport, fă doar marți. Apoi adaugă și joia sau vinerea, pentru că o să vezi, în timp lucrurile acestea vor fi benefice. În momentul în care termini antrenamentul, în momentul în care termini activitatea fizică, ar trebui să te simți mai energic, nu mai obosit. Prin chestia asta vreau să spun că nu trebuie să te duci acolo și să te omori, să ridici greutăți, să fugi 10 km din start, să faci lucruri care sunt peste limita ta sau peste abilitatea ta de a le duce comod, să spun așa, sau un pic forțat la bun sfârșit. Este extrem de important, mai ales la început, să faci lucrurile să fie cât mai plăcute, să spun așa, mai plăcute în sensul nu neapărat să te duci acolo și să faci minimul de efort, ci să faci lucrurile să fie un efort, să fie un efort puțin mai mare față de cât te așteptai sau față de cât puteai, astfel încât să fie un challenge pentru tine și să te facă să revii, astfel încât tu în timp să culegi roadele muncii tale și să vezi cu adevărat rezultatele. Aceste rezultate vor fi atât din punct de vedere fizic, din aspect fizic, cum vei arăta, cât și din aspectul spiritual, adică cum te vei simți și chiar aspectul performanței, câtă energie vei putea tu să pui în plus, să lucrezi astfel încât să înveți mai multe lucruri, să devii mai bun și să-ți atingi obiectivele pe care ți le-ai setat. Deci despre asta vorbesc în momentul în care mă refer la toată această idee de fitness, de mișcare. Acum, cum spun și medicii, specialiști,
minim 30 de minute în fiecare zi, nu trebuie să stai la sală ore, ore în șir. Aveam momente în liceu, de exemplu, când eram mega, mega sportiv și mega fanatic, stăteam și chiar și 3 ore la sală. Acum încerc undeva între 30 și 45 de minute, pentru că în momentul de față sunt foarte ocupat și atunci măcar atât îmi cerc să-mi aloc. Chiar acum, după acest video, urmează să plec la sală și chiar atât voi face, 30-45 de minute. Astăzi este zi de picioare, apropo. Ok, deci, cam astea ar fi câteva sfaturi. Pe lângă partea asta, ar mai fi și cele legate de alimentație și aici am să-ți dau câteva lucruri care s-ar putea să fie controversate. Și anume, îți spun doar aici, pentru că într-un alt video o să-ți explic și de ce, dar îți dau doar aici un hint să nu mănânci micul dejun. Da, știu că foarte multe spun, micul dejun este cea mai sănătoasă masă a zilei. Îți spun doar atât, că în engleză nu este mic dejun, în engleză este breakfast. Breakfast, break fast. Fast de la post, adică noi în momentul în care ne culcăm, 10-12 ore, depinde de fiecare, nu mai mâncăm nimic. Dacă mănânci ultima masă la ora 9 sau la ora 10 seara, până dimineața la ora 5, 6, 7 când te trezești, trec câteva ore. Dacă mănânci imediat, vei avea o stare puțin mai... Tu dimineața de obicei ești energic, da? Normal, ești energic, ești plin de energie. Dacă mănânci, să zicem, mănânci cereale, mănânci fulgi de ovăz, mănânci carbohidrați, o să încep puțin să fii mai lent și atunci vei avea nevoie de o cafea care să-ți dea din nou energia. Cunosc foarte multe persoane care beau foarte multe cafele și asta nu este un lucru tocmai bun, pentru că în momentul în care bei cafea, nu zic că o cafea pe zi face rău, nu, e chiar ok. Eu nu beau cafea, de exemplu, nu beau energizante. Eu recomand sportul și nutriția să le folosești cu cap, astfel încât ele de la sine să-ți provoace ție energia. Partea cu cafelele nu este foarte ok, mai ales în momentul în care treci de una pe zi, pentru că practic tu te folosești de un stimul din extern care să-ți dea ție energie. Energia trebuie să ți-o produci tu, trebuie să vină din interior, trebuie să vină din modul în care gândești și mentalitatea ta. De acolo vei obține tu energie și mai mare să mergi și să treci la acțiune. Deci, în tutorialele viitoare, după cum am spus, sau în videourile viitoare, voi discuta mai multe despre acest aspect în care o să-ți spun efectiv, din punct de vedere științific, tehnic, cum îmi place mie să spun, de ce ar trebui să faci lucrurile într-un fel și nu într-un alt fel, astfel încât să-ți optimizezi nivelul de energie ca să ajungi la performanțele maxime din cariera ta. Din nou, pun accentul pe ideea aceasta de performanță, asta vreau să-ți transmit ție. Dacă acum câștigi anumiți bani, dacă acum cunoști anumite lucruri, poți mult mai mult de atât, încearcă un pic să gândești puțin mai mare și vei ajunge ușor, ușor să atingi lucruri pe care nu le-ai visat niciodată în viața ta. Deci, cam acestea ar fi câteva lucruri. 1. Încearcă să incorporezi sportul în rutina ta zilnică, în rutina ta săptămânală, încearcă să mergi odată, aș recomanda la început, chiar de 2 ori pe săptămână, nu te du singur, du-te cu un prieten, du-te cu o prietenă, cu soția, cu copilul, cu cine vrei tu, cu soțul, nu contează, du-te, fă sport, pentru că este important să adopți această rutină în rutina ta săptămânală, în viața ta, pentru că asta te va ajuta pe tine foarte, foarte mult de acum încolo. Și nu în ultimul rând, încearcă pe cât posibil să fii conștient de ceea ce mănânci, nu mânca neapărat pe repezeală. De exemplu, eu în momentul în care lucram, mereu îmi aduceam cel puțin 2 mese cu mine. Mergeam dimineața la sală, mă trezeam la ora 5, făceam lucrurile, înainte între 8 și 9 eram la sală, de la 9:30-10 mergeam către locul de muncă, la ora 10:30 mâncam prima masă pe care mi-o pregăteam dimineața. După care, undeva în ora 3, mâncam o altă masă, bineînțeles mai aveam și fructe pe lângă, în general mâncam cam 4 mese pe zi în momentul respectiv. Acum mănânc undeva în jur de 3 mese pe zi. Da? Deci cam acestea ar fi câteva sfaturi. Sport, adoptă-l, încearcă să-l adopți, sală, mers, nu contează, dacă nu, ai telefonul la îndemână, ai oricând telefonul, ai aplicația pe telefon de măsurare a pașilor, măcar încearcă să adopți acea aplicație și să-ți setezi un anumit obiectiv pe care să îl îndeplinești. Cam atât ar fi de spus pentru acest video, pregătește-te pentru că o să vin cu și mai multe videouri care o să te ajute pe tine, odată să-ți schimbi mentalitatea, să atingi alte nivele de performanță în cariera ta și bineînțeles să-ți schimbi și fizicul și să trăiești un stil de viață mult mai sănătos și bineînțeles să trăiești și mai mult, pentru că asta îți doresc ție, să trăiești mult și să trăiești prosper și împlinit. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest video, ne vom revedea la video următor. Te salut!